Când v-ați verificat ultima dată termenul de valabilitate al actului de identitate? Dacă nu ați făcut-o, e cazul să fiți mai atenți, pentru că riscați amenzi dacă dețineți documente expirate, ori nu solicitați din timp preschimbarea celor care urmează să iasă din termenul de valabilitate. Potrivit Direcției Județene de Evidența Populației Mureș, sunt în evidență 17.401 persoane care dețin acte de identitate expirate, din care 3.058 persoane cărora le-a expirat actul de identitate în anul curent, 13.343 de persoane cărora le-a expirat actul de identitate în anii anteriori. Conform prevederilor Ordonanței de Urgență 97 din 2005, privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, actul de identitate se preschimbă la expirarea termenului de valabilitate. Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului, dar nu mai puțin de 15 zile. Nerespectarea prevederilor legale constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 40 și 80 de lei. Pe această cale facem un apel la cetățeni să își verifice actele de identitate, iar în cazul în care acestea au termenul de valabilitate depășit, să se prezinte de îndată la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor care arondează localitatea de domiciliu în vederea obținerii unui act de identitate valabil.